la Valiera, că între timp am fost în pauză. Nu? Așa trebuie. M-auziți? Cred că se aude, nu? Perfect. Spun bună dimineața celor care s-au trezit mai târziu. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt și eu aici. Da? Sunt și eu, fraților. Bună dimineața, că nu ne-am întors singuri. Acum de data asta suntem, avem niște prieteni bune aici de la Cercetașii României. Dar pentru mai multe detalii dau legătura lui Georgiana din nou, ca să facă introducerea. Spun bună dimineața doamnei Mioara Hușanu și Pitica Dragoș. Bine ați venit la noi. La microfon vă rugăm. Să-l luați în mânuță să se audă mai bine. Doamna Mioara este lider la Cercetași, iar Dragoș este voluntar. Și am invitat în această dimineață pentru că vrem să aflăm mai multe despre centrul Cercetașii și mai ales că aveți o grămadă de proiecte și să ne țineți așa la curent. Cu ce se ocupă mai exact Cercetașii? Cercetașii oferă educație non-formală, educație non-formală copiilor și tinerilor între 7 și 24 de ani, o educație care de fapt dorește să completeze ceea ce oferă școala și societatea, nu dorește să înlocuiască această educație. Educația este oferită prin jocuri, activități în aer liber, în natură, prin participare la diferite proiecte, evenimente care sunt locale, naționale, internaționale, prin schimb de experiență, lucru în echipă, împărtășirea ceea ce trăim, learning by doing, dacă putem spune așa, printr-o metodă specifică nouă, care este metoda Scout. De cât timp activează organizația, dacă aș putea să spun așa, în România? În România, organizația activează de 100 de ani, la anul, împlinim 100 de ani de cercetășie. 100 de ani? 100 de ani de cercetășie. Putem spune că suntem mândri, pentru că România face parte din țările fondatoare a mișcării mondiale. Din păcate, în jur de 70 de ani am fost inactivi, datorită regimului și toate mișcările. Știu că cercetașii erau foarte dezvoltați sau sunt foarte dezvoltați din Statele Unite. Acolo au tot mereu de cercetași. Nu a pornit din Statele Unite. De unde a pornit? Din Anglia. Din Anglia. Da, Lord Baden-Powell în 1907 a observat că militarii, copiii, tinerii care erau implicați în activități se plictiseau și a găsit o nouă metodă inovativă de a face educație și de a motiva prin altfel de activități, jocuri, mișcare, competiții, evenimente. Un fel de ocupare a timpului liber, nu? Ceva de genul ăsta, în sprijinul celorlalți. Cu un scop. Cu un scop. În sprijinul celorlalți, dar cu un scop. Nu ne ocupăm timpul de dragul de a ne ocupa timpul, facem ceva pentru a ne îmbunătăți, de a dezvolta noi abilități, de a avea noi cunoștințe, de a forma, dacă putem spune așa, tineri pentru a se implica activ în comunitatea noastră. Dar nu vorbim doar de tineri. Mi-ați spus înainte să intrăm în direct că chiar anul trecut unul din cei mai bătrâni dintre voi s-a retras, dacă aș putea să spun așa. Putem spune că ne mândrim cu personalități din România care au fost la cercetași. Mircea Eliade, de exemplu, nu anul trecut, chiar acum, dacă nu mă înșel, mă puteți ajuta, poate știți mai bine, Mihai Vornicu a fost membru de onoare a organizației noastre, s-a stins acum, sâmbătă a fost înmormântarea pe 15. Din păcate... Uite, sunt lucruri pe care noi nu le știam și probabil mulți dintre noi nu știau lucrul acesta. Dar... E bine totuși că există, nu? Și latura asta. E organizație non-profit, nu? Este o organizație non-guvernamentală. Așa. Emoțiile spun cuvântul. Nu e voie. Aș spune mai mult că de fapt este o mișcare. Mai mult o decât mișcare. O mișcare, pentru că este în continuă evoluție și schimbare. Nu e ceva static. Se lucrează în mod continuu, la nivel, pornind de la partea locală, acționezi local, gândești global. Sunt tot timpul în mișcare, se aduc îmbunătățiri, se lucrează la materiale care să ajute copiii și tinerii pentru a avea o activitate cât mai am plăcută, înțeles. Cât mai activă. Am înțeles. Spuneți-ne, de ce ați venit astăzi la noi? Sau ce? Mai aveai o întrebare, te rog frumos și apoi așa, ca revin să vorbim eu. Puțin de istorie, da, să facem așa o generalizare, știi că eu sunt cu generalizările.
Despre câți membri vorbim în cadrul cercetașilor? În Bacău suntem în jur de 80 de cercetași, care sunt pe 3 centre locale. E un mod de organizare a organizației naționale. La nivel național vorbim de 60 de centre locale distribuite pe teritoriul României, în jur de 2500 de membri, iar la nivel mondial vorbim de 32 de milioane de cercetași. Oho. În toată lumea. Sunt în peste ceva 216 țări. Foarte mult și... Spuneți-ne, ca să ne facem și noi o idee, așa, și ca să vedem cam cum... ce faceți voi în restul timpului, în afară de... În afară de cercetași? Da. Care este profesia mea, cu ce mă ocup? Exact, sau, da, pentru că asta, treaba asta cu cercetașii se face în timpul liber, nu? Da. Deci este în timpul liber, e voluntariat 100%, nu câștigăm bani din asta. Adică nu ne interesează neapărat unde lucrează fiecare sau... Vrem să știm exact cam din ce medii provin, știm că au fost personalități. Din toate mediile. Nu contează ce profesie ai, nu contează ce studii ai. Nu cred că o diplomă te ajută să oferi servicii în beneficiu tinerilor și a copiilor. Nu contează dacă ai liceu, facultate, ești medic, jurnalist, psiholog, medic. E insignifiantă meseria. Important este dorința ta de a ajuta pe ceilalți, de a te implica, de a ajuta în progres și în de a fi un sprijin pentru comunitate. Vreau să-l auzim puțin și pe Dragoș. Folosul comunității. Sigur. În primul rând vreau să știu câți ani ai. 17. Mulți înainte. Mulțumesc. De cât timp activezi în cercetași? Din 2003, adică 9 ani. De când? Din 2003. De 9 ani. De 9 ani? Da. Adică aveai... 7-8 ani. Înseamnă că e foarte fain, înseamnă că e un cerc foarte frumos acolo, deoarece ai rezistat atât, nu? Sigur. Păi, cum ai ajuns? Prima oară au venit ai mei acasă și mi-au spus că au auzit ei de cercetași. Eu știind doar din desene animate la vremea aceea de cercetași, eram curios așa despre ce se întâmplă. Am venit, am încercat și faptul că am găsit... Mi-am făcut prieteni acolo și am avut posibilitatea să particip la diverse activități, evenimente naționale și internaționale, m-au determinat să rămân. Cum e să fii cercetat? Ce faci mai exact? În mare îți faci mai mulți prieteni, te dezvolți atât social cât și intelectual și fizic. Și e un mod de viață, să zic așa. Dacă ar fi să încurajezi pe cineva să activeze în cercetași, ai face-o? Sigur. Dă-mi, nu știu, două motive. Pe lângă astea care le-ai spus tu. Ok. Îți pot descoperi anumite pasiuni, cum am făcut și eu. Și îți petrești timpul liber într-o manieră plăcută. Ce înseamnă timpul liber? Cam cât timp aloci tu pentru cercetași? Săptămânal avem ședințe de 2 ore, pe lângă acestea mai avem activități sau campuri. Zilnice sau doar săptămânal? Nu. Deci nu te duci în fiecare zi? Nu. De exemplu, pentru perioada asta a sărbătorilor, ce activități sunt în vizorul cercetașilor? Momentan derulăm un proiect numit Ordinul Cadoului Fermecat. Uite, pentru asta o să rog și eu băieții din platou să-mi aducă și mie afișul acela drăguț. Da, zi, între timp. Așa, care e scopul lui? Ajutăm din propria inițiativă pe băcăuani să-și împachiteze cadouri. Adică eu vin cu ce am cumpărat, da, la voi și voi mă ajutați sau mă sfătuiți cum să fac? Nu, noi efectiv vi-l împachetăm. Foarte tare! Opa, e cam mare, nu? Te ajut? Uite că... Invers. Că l-am adus, e aici. Uite, o să-l pun așa în față. Să-l vadă... Mai toată, dă... lumea, toată lumea. Pune-l pe Gogu să-l țină, să facă și el ceva. Ordinul cadoului fermecat.
De ce ordinul cadoului fermecat? Dă-i puțin microfonul. Păi, de ce nu? Nu? De unde numele? De fapt, acest proiect a plecat de la centrul local Oradea, acum mai bine de 10 ani. A observat că goana zilnică ne limitează timpul și s-au gândit să fie util celor din jur, împachetând cadouri. Practic, îți cumperi, fiind Crăciunul, sărbătorile Crăciunului, știm prea bine că cadourile sunt binevenite și cu atât mai mult cu cât îți îndeplinește o dorință, e chiar fermecat. Și e un mod de a ajuta pe Moș Crăciun, împachetând cadourile. Ce beneficii aveți voi în urma acestui proiect? Beneficiile noastre sunt, în primul rând, implicarea în comunitate. Există, din partea noastră, vrem să arătăm vizibilitatea, că suntem, existăm, ne implicăm. În același timp, cu ajutorul celor cărora noi le oferim serviciile, ei, pe bază pe cât sunt de mulțumiți, ne oferă o donație. Dacă nu sunt mulțumiți, nu ne oferă nimic. Iar donația nimic. Va merge unde? Iar donația merg în activitățile pe care le oferim tinerilor și copiilor. Deci sprijinim, este un mod de a ne finanța activitățile. În cadrul cercetașilor, unde organizației. Sunt direcționați exact pentru toate activitățile de care aveți voi nevoie, să spun așa. Și dacă tot am ajuns la sărbătoare la Moș Crăciun, stai puțin. Eu am aici, stau că nu fug nicăieri, e sfârșitul lumii, nu mai am unde fugi. Uite, am aici niște cutii. Stai puțin până la cutii. Georgiana, te rog frumos, spune-le acolo. Și de Crăciun și de ce mai vorbim noi. Când? Între timp, mă gândeam că tu poate ne ajuți cu două vouchere. Ce zici de asta? Da, știam ce vrei să spui și Stii, eu o să vă ajut și cu două vouchere, dar în timp ce vom face lucrul ăsta, 4 ore de dans, pune și tu cutiile puțin mai jos și 2 ore de canto. Sunt ale voastre, bineînțeles. Ar fi extraordinar să fiți și din Bacău ca să puteți să fiți din municipiu, zic. Adică de aici, din oraș, să puteți merge la aceste cursuri. Ele oricum vor începe după sărbători de acum, dar puteți beneficia de voucherele astea. Doar dacă ne sunați la 0234510277 sau dacă intrați pe pagina noastră de Facebook Impulsul Dimineții. A spus tot Georgiana. Deci, dans! Uite, voucherele, suntem aici din nou, astea pot fi a voastre, v-am spus, dați telefon la noi, intrați pe site, mai dați-ne ceva like-uri, pentru că e foarte fain, trebuie să ne simțim foarte bine. E luna cadourilor, lună de sărbătoare, de fapt, aproape toate lunile ar trebui să fie de sărbătoare și ar trebui să fie foarte frumos pentru toată lumea, inclusiv horoscopul, să nu mai faci horoscop la sol. Nu ce vină eu, dacă iar așa s-au aliniat astrele. Mă, lasă-mă că astrele se aliniază cum vor ele, dar noi trebuie să facem în așa fel încât ca astrele astea le mutăm cu degetul, așa, le mutăm cu mâna. Ok. Uite, am dat înainte, am dat niște cutii, am găsit eu două cutii. Aici, unde am eu tezaurul, aici am de toate, și cutii, și microfoane, și de toate. Iar voi o să ne faceți o demonstrație, așa. Dragul și pe expert deja, ia să vedem noi cum stă treaba. De cine se ocupă? Dragoș. Dragoș se ocupă. Bun, de împachetare. Spune-ne până reușește Dragoș să facă acolo o combinație, un cadou foarte plăcut. Unde vă pot găsi cei care vor să se înscrie în, mai spunem o dată, club, ce? Organizație. 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 E organizație. În organizația cercetașilor. Unde vă pot găsi? În Bacău. Aparte faptul că avem și pe internet, în Bacău propriu-zis, fizic, ne găsiți în cadrul Bisericii Catolice, avem sediu, Biserica Catolică în momentul acesta ne ajută cu sediul. Care din ele? Din Bacău toate trei, spre norocul nostru, pe de o parte, pe de altă parte... Sunt cele care v-au primit? Sunt cele care ne-au primit și au spus, veniți cu ajutorul nostru, aveți sediu, în mod gratuit, deci n-au sponsorizat. Foarte frumos. Pentru cei care locuiesc în zona nord, dacă doresc să meargă, nu contează religia. Nu contează că ești catolic, ortodox. Asta este o chestie extraordinară. Pentru că nu este importantă religia, este important în ce crezi tu, respectăm orice religie.
intri în biserica Fericitul Eremia, care se află la nord, și întrebi, vreau să știu despre cercetași, cu cine au legătura. Și acolo li se pot da un număr de telefon cu cine se ia legătura în mod direct. Dacă locuiești în centru, mergi la Catedrala Catolică din centru și la fel se poate întreba... Mă rog, voi aveți sediul undeva la subsolul. Avem sediul la subsolul Catedralei, da. Iar dacă locuiești în zona Ura și îți dorești să mergi la cercetaș, în cadrul bisericii de la Sfânta Cruce de sus din Ura, la același lucru mergi, întrebi și acolo găsești... E foarte bine. Deci nu contează religia, nu contează... strategic, așa, una absolut nimic. Una în nord, una în mijloc. Da, contează doar să vrei. Sunt amplasate foarte strategic, foarte, foarte bine. Uite, am aici... și eu aveam și o curiozitate. Trebuie să îndeplinești vreo condiție ca să fii cercetaș? Nu, trebuie doar să-ți dorești. Doar să vrei să faci altceva, să ieși din ceea ce faci de obicei, pentru că viața, în general, acum se învârte în jurul internetului și doar a televizorului. Dacă iubești natura și vrei altceva, noi te așteptăm să vii să încerci. Asta este o alternativă. E o alternativă. De petrecerea timpului liber. Da. Uite, am aici un client foarte drăguț, e de la voi. Fii cercetaș. Și am aici mai multe explicații. Dar ce mi-a atras atenția din toate sunt grupele de vârstă. Fiecare grupă de vârstă are o gamă variată de programe, de activități și aventuri. Bineînțeles că alegerea ți aparține, dar oricum dacă te încadrezi la asta, fiți atenți. Lupișori. Copii, 70 ani. Lupișori. Da. Cum le spune. Temerari. Copii între 11 și 14 ani. Exploratori. Adolescenți, 15-18 ani. Și seniori, tineri de la 19 la 21. Și am înțeles că acum s-a mărit, nu? De la 19 la... 24. 24. Spune-ne... Spuneți-ne, de fapt, câte ceva despre proiectul Ordinul Cadoului Fermecat. În perioada Crăciunului... De când a început tot proiectul ăsta? În Bacău deja suntem la a treia ediție, din câte știu, sau chiar a patra. Noi de ieri suntem în cadrul molului din Bacău, ne găsiți la partier, avem totul pregătit, hârtie, fundițe... scoci, foarfece și voluntari dornici să împacheteze cadouri. Suntem acolo, iar cei care vin și fac cumpărături, dar nu numai cei care vin să fac cumpărături, chiar și cei care sunt în trecere și ne găsesc acolo, pot veni și noi le oferim împachetatul cadourilor în mod gratuit, iar dacă sunt mulțumiți, ne fac o donație. Care e feedback-ul pe care l-ați observat de ieri până azi? Sunt persoane care, deci ieri chiar au fost câteva persoane care au venit și au beneficiat de serviciile noastre. Din experiența anilor trecuți, anul trecut au fost persoane care au zis, după ce au primit, am împachetat un cadou, au zis, ne place, mergem acasă să ne aducem și celelalte cadouri care le-am cumpărat înainte. Și au venit și... au împachetat cadourile la noi. Eu știu, pentru că anul trecut am împachetat și eu cadouri la voi acolo. Și mi-a plăcut. De fapt, nu mi-a plăcut mie. Le-a plăcut celor care le-am și dat... ultima bucățică de scoci a fost lipită. Și ultima... Dar fundița unde e? Da, fără acasă. Fundiță de data asta. Să nu spunem că e direct la mol. În borcan. Așteaptă să fie aleasă. Da? Fiecare. Deci fiecare își alege fundița. Și alege culoarea... forma fundiției. Asta este un model de cadou împachetat, frumos, foarte, foarte îngrijit. Dragoș a avut grijă ca să vreau avem să ne spui cât de complicat e să faci toată treaba asta. E vreo tehnică specială? Nu neapărat. La început poate părea greu, așa mi s-a părut și mie. Dar dacă ai puțin atenție distributivă și puțină ambiție, poți să reușești foarte și ușor. Și tu, la rândul tău, să înțeleg că ai învățat. Da. E frumos. Eu zic că e frumos. Bă, dacă ai și bani să cumperi un cadou pe care să-l împachetezi, asta e extraordinar, nu? Să avem ce să împachetăm, nu? Corect, să avem ce să împachetăm, nu contează. Dar spune-ne, împachetați mai cutii sau sunt și... nu? Orice. 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 Chiar dacă nu ai bani și un cadou mic, o atenție, am împachetat de la cercei până la aspirator.
deci la cercei nu... și facem așa o cutie mare. Am avut anul trecut atunci... un tânăr care a venit la noi și ne-a rugat să-i dăm toate cutiuțile pentru că vrea să-și ceară logodnica în căsătorie, dar inelul vrea să fie într-o cutie mică și mai mare și, a, mai, și mai mare și mai mare. Și mai mare. Ca să-i piară pofta de măritiș. Dar... Până găsește inelul, când a ajuns la ultima cutie, băi, știi ce? Hai mă, mă, lași-mă cu cutiile astea și aruncat-o. Nu mai trebuie. După ce se glumeam. Termină tot proiectul cu cadoul fermecat, ce planuri de viitor aveți și ce proiecte puneți la bătaie? Tot acum sub, să spunem așa, sub sărbătorile de iarnă, Crăciunul, noi mai avem un proiect care este în derulare, este Lumina Păcii de la Betleem. Avem o delegație care a venit în România, a ajuns acum 3 zile, de la Viena. Cercetașii de la Viena s-au gândit ca simbol al păcii și al înțelegerii în ajunul Crăciunului să împartă lumină. De obicei toată lumea spune lumina vine de Paști, de acord. Dar de fapt nu este lumina Paștelui, este doar un simbol al păcii, a înțelegerii pe care noi o aducem în țară și o împărțim tuturor celor care vor o lumină în casă, precum steaua care a luminat. Da, deci Ieslea. Să înțeleg că lumina aceasta este direct din... De la Betleem este adusă de cercetașii vienezi care o împart tuturor din Europa care vor să vină. Da, care la în rândul lor au fost la Betleem, nu? Nu, doar la Viena. Doar, da, cercetașii păi din... trebuie să ajungă, nu? De la Betleem. Cercetașii austrieci au fost la Viena, au adus-o și în cadrul unei ceremonii au împărțit-o tuturor din Europa. Așa, că nu înțelegeam. Se păstrează, să înțeleg, o legătură cu cei din afară. Se face schimb de experiență, pleacă ai noștri la ei, vin ei la noi. Cred că Dragoș vă poate spune. El vara aceasta a fost plecat Dragoș la un nou eveniment internațional la Roverway. Unde și... anume? Ia, Dragoș, spune-ne. Te rog frumos. Da, am fost la vara aceasta în Finlanda, la un camp internațional cu cercetași de din aproximativ toate țările lumii. Ce ai făcut acolo? Multe. Cu ce scop? Și explică-ne măcar câteva activități. Ce a fost acolo? În primul rând era o atmosferă foarte frumoasă și faptul că îți faci prieteni în sănătate este de asemenea frumos. Activitățile erau foarte diverse, împărțite pe zile. Cât ai stat acolo? 8 zile. Ok. Bine, introducerea în camp a fost puțin diferită față de altele. Am avut 3 zile de vizitat Finlanda pe bicicletă, de dormit la cort, în jurul focului seara, cântece la chitară. Experiențe unice, dacă am putea să le spunem așa. Sim. Și activitățile au fost de la teoretice, să zic așa, te învăța cum să faci un proiect, cum să scrii, cum să-ți faci un speech, până la canoe. Deci au fost foarte multe activități de recreere, să spun, să spun așa, de recreere a timpului liber sau a celor 8 zile în care tu ai fost la Finlanda, înconjurat de ceilalți cercetași din toată lumea, nu? Din toată lumea. Dar în afară de asta, un scop constructiv de, nu știu, a fost schimb o activitate și pentru... Bănesc, nu? Da, da. În sprijinul comunității? Nu, în sprijinul... Sau nu, a fost doar... Doar între noi, acolo. A fost o reuniune, nu? E o mare curiozitate și mi-am stârnit-o exact în momentul ăsta. Vreau să-mi spuneți ce reprezintă cele două culori de la eșarfele voastre. Eșarfa noastră este eșarfa centrului nostru local. Deci e doar Bacău? E doar a centrului, a insulei cercetașilor din Bacău centru. Din Bacău, da? Ok. Sunt eșarfe la nivel național pe ramură de vârstă, adică fiecare ramură de vârstă, cum a spus Vali, lupișorii au galben cu alb, temerare au verde cu alb, exploratorii au albastru cu alb, seniori au mov cu alb, iar cei care sunt lideri, care oferă serviciile lor tinerilor și copiilor, au vișiniu cu alb. Iar
La nivel național există eșarfa națională, care e un bleu mare tot cu alb. Acele sunt pentru la nivel de România. Noi, ca centru local, suntem distinți față de celelalte centre. Adică dacă eu mă întâlnesc cu Vali și el este de la Oradea și are șarfa negru cu galben, eu știu că el e de la Oradea și eu sunt de la Bacău. Da. E deci un mod de a de să ai foarte bine un cod al culorilor, nu pentru cercetași. Dar un exemplu. Mai aveți niște chestii pe acolo, atât dumneavoastră avem, cât și Dragoș. Da, avem însemnele, care sunt însemnele naționale. La eșarfă, mă refer. E nodul, mă, e nodul de cravată ăla, cum era la pionieri, nu? Înainte. E un nod mai larg acum. Da, nu, n-aș spune. Este nodul prieteniei ce avem aici. Așa. Iar acestealaltă sunt nodul, acesta este nodul de la promisiune, pe care tu îl primești în momentul în care noi avem o promisiune, avem niște legi, avem un salut. Acesta este un nod ca amintire de la Rojam, care a fost acum 2 ani. Când am făcut, după 75 de ani, am făcut jamborea națională, iar acest alt nod este nodul prin care eu sunt mentor în organizația mea. Ofer mentorat atât adolescenților cât și tinerilor. Deci fiecare înseamnă ceva. Să ne spun Dragoș. Ce reprezintă? Este doar un inel de cravată, care l-am primit tot la fel în Finlanda, de la niște cercetași ciprioți. Foarte tare! Vezi câte chestii misterioase! Sunt mai multe. Și ce mâncăm, zice dacă nu vă, ținem, nu vă ținem așa flămânzi dimineață și o să vă dăm și rețeta zilei? Ce spune? Sunteți de acord cu mine? De acord. Ce mâncăm? Cu o singură condiție, să spunem ce se va întâmpla la anul în România vom cu cercetași. După. Rămâneți alături de noi, pentru că vom avea clătite la cuptor. Foarte frumos și gustos. Hai să... Ne-am reîntors aici. Te-am întrerupt puțin înainte, pentru că trebuia să luăm și noi ceva gustos. Acele clătite frumoase de la Pensiunea Moldavia, ei ni le pun la dispoziție. Iar au mâncat băieții acolo și le-a plăcut... V-au plăcut, mă, clătitele? Ce zâmbet de satisfăcut am văzut. Nu mai spun nimic, doar să link pe bot. Te întrerupsesem. Da, să revenim. Vroiați să ne spuneți ceva înainte, dar am zis să păstrăm surpriză. Puseserăm întrebați cum continuăm, ce va fi, ce va urma. Pentru că, oricum, Crăciunul trece. Noi la anul, pe 22 februarie, când de fapt este ziua cercetașului, vom începe anul de sărbătorire a centenarului în România. Facem 100 de ani de cercetășie în România și de la nivel național ne organizăm să sărbătorim în mod cât mai mare, pentru că după proiectele pe care le-am făcut, de la Festivalul Luminii, pe care mulți băcăoani îl cunosc, continuând cu școala altfel, un proiect care a fost în parteneriat cu ministerul și a fost acea săptămână de altfel de activități în școli, unde și noi am fost implicați în mod activ. Organizăm, practic, acest centenar care va fi pe trei nivele. Va fi la nivel local, unde vor fi proiectele locale, fiecare copil și tânăr, în mod direct, se uită în jurul lui, în orașul în care este și spune: eu văd că avem problema asta în orașul meu și mi-ar place să se întâmple asta. Se scrie un proiect ajutat, noi am construit instrumente care să-i ajute. A, deci fiecare își spune ideea, este ajutat să facă un proiect, să se implice în comunitate pentru a pune amprenta noastră de cercetași în comunitatea în care trăim. De acolo, la vară, vom face campuri regionale. În fiecare regiune din România vor fi campuri unde, în funcție de dorința exprimată de către centrul local, vom participa. Se va merge în campurile regionale unde va fi metoda scout 100%. Adică? E o metodă pe care noi o avem prin activități, natură, unde se desfășoară, cum se desfășoară,
Sunt cele 7 elemente specifice nouă, care dacă nu sunt toate 7, nu e scout. Sunt acum peste tot, dar nu sunt toate. Adică și în alte organizații, nu suntem singuri. Hai să spunem celor de acasă, pentru că poate unii dintre ei vor vrea să se înscrie și ei la cercetași. Vin aici cu niște precizări pe care le-am discutat în pauză și vreau să știu, de fapt să știe cei de acasă, cum e să pleci într-un campus. De exemplu, la Vama, nu? În Vama Veche, acolo unde se organizează, în Finlanda, unde a fost Dragoș. Deci nu se înțelege că acolo se pleacă pur și simplu trimis de cercetaș. Adică eu, mamă, se pleacă acolo, vreau și eu. Explicați-ne puțin ce se întâmplă pe partea asta. Pe partea aceasta e practic, e un fel, deci campul pe care noi îl oferim e contracost. Costurile sunt minime, la minimul care îl putem oferi pentru a putea, practic, cu banii care un copil sau un tânăr îi plătește, se acoperă partea de mâncare, cazare și tot ce înseamnă servicii în cadrul campului. Nu, fiind o organizație non-profit, nu reușim să oferim serviciile și campurile gratis, să spunem. Așa că veniți, că mergeți pe niciun ban. Sponsorizările, nu? Pe o parte poți să scoți bani din buzunar sau pe de altă parte poți să mergi să cauți sponsorizări. Am construit instrumente care să ajute copilul de 8 ani până la tânărul de 21 să învețe cum să meargă, să ceară o sponsorizare, să strângă bani pentru a putea participa. Deci îi oferiți instrumentele și informațiile necesare pentru a face lucrul ăsta mai posibil pentru el. Deci ca să înțelegem și noi ce se întâmplă, adică nu, să nu înțelegeți că, bun, dați niște bani la cercetași, de exemplu, faceți cadourile, iar cercetașii pleacă cu acești bani, să duc ei și își fac de capre undeva, sau mă rog, se întâlnesc undeva. Nu. Fiecare își plătește această excursie, acest campus, acolo unde este el. Așa că nu e gratuit. Cei care vor să se înscrie la cercetași o fac din ideea de a fi mai bun, din ideea de a oferi ceva pentru ceilalți și pentru a-ți petrece într-un mod mult mai plăcut timpul liber, nu neapărat stând pe internet. Sau... Și dacă pot să te întrerup, pentru a lăsa lumea puțin mai bună decât am găsit-o. Noi așa sperăm cu toții. Nu știm important în ce măsură putem face lucrul ăsta. Oricum, azi e 21-12. Acum s-au pregătit cercetașii pentru... Ne găsiți în mall-ul din Bacău. Chiar asta vroiam să vă și întreb. Deci sfârșitul lumii vă găsește în mall, nu? Bineînțeles. De la cât la cât? Astăzi vom fi de la ora 3 până la ora 9. Iar de mâine până pe 24 vom fi de la ora 11 până la ora închiderii mall-ului. Suntem la ora închiderii magazinelor. Sunteți acolo. Sunteți pe la parter, nu? La parter, unde este fântâna. Lângă fântâniță, eu i-am văzut. La fântână! N-aveți cum să o ratați. Căutați pentru acolo. Că noi nu mai avem foarte mult timp. Mai avem timp și de o zumba? Nu mai avem timp de zumba, ce, așa că vreau să vă rog să mică, facem iar un scurt rezumat. Iar vreau să aflați în mall pentru a face treburi de astea foarte interesante. Vină la parter să-ți împachetăm cadoul, gratuit. După cum să ne păstrați și nouă fundiță, mie una albastră, lui Georgiana una roșie, cadoul, ăla e cadou de Moș Crăciun, poți să-l păstrezi, numai, să știi că se aude totuși nu ceva mai controla, e aer de impulsul dimineții. E aer aici înăuntru, dar e un aer foarte vezi valoros. Vezi ce frumos l-am pachetat? E un aer, ai împachetat-o. L-am pachetat, da, așa da. E un aer foarte valoros, ne-am dorit de fiecare dată să-l aveți în casele voastre și căldura pe care o emanăm noi aici, chiar dacă afară sunt minus, minima e aproape de maximă, adică minus 8, minus 10 grade. Să fiți în fiecare dimineață aici, stai să ne urmăriți. Nu, că nu termin, stai, să fiți aici în fiecare dimineață, să ne urmăriți, să fiți alături de noi, să ne mai transmiteți și voi din căldura voastră, căldura căminelor voastre. Georgiana, mai vrea să spună ea ceva. Avem un program. Fiecare se înscrie la ce ore poate veni. Depinde câți vine. 3, 4, 5...
funcție de câte persoane sunt. Super, da. Acestea fiind spuse, dacă nu are cine și dacă nu știe cine să pacheteze vreun cadou, așa face îl strici? Nu mai, nu, îl netezesc aici. Găsiți pe cercetași în mall-ul din Bacău, eu nu știu unde mă uit, eu mă uit peste tot, dar nu contează. Caut, nu văd niciun... În mijloc mă uit, ok. Dar ce mă, te duci la lua cadouri? Nu știu, mă mai gândesc, da? Vine și la voi v-ați pregătit pentru moș? Cercetașii sunt gata oricând. Cercetașii, nu. Eu vorbesc acum nu de cercetași, de voi ca persoane, de cercetași timp. Dragoș și cam... Apasa mingea. Moșul, o să vină. Uite, el e moș acum. Dar tu de fapt, ești spiritușul moșului, că tu împachetezi, nu? Ajutor al moșului. Tu împachetezi. Te-ai pregătit? Ce vrei să-ți aducă? N-am prea mari dorințe. Vorbește un pic mai tare, Dragoș. Nu am mari dorințe de Crăciun, dar na, las moșul să hotărească asta. Bă, moșul îți oferă sănătate și fericire atunci, da? Și un parcurs cât mai lung la cercetaș și vouă și tuturor celor care vor să vină acolo. Asta e cadoul pentru Georgiana. Sport la cât mai bune feedback-uri și, nu știu, la tot ce vă doriți voi, să... Mai ales că e săptămâna sărbătorilor. Corect. La mulți ani tuturor, o săptămână cât mai fericită, atât cât mai este din ea sau atât cât mai avem din până la sfârșit, care e pe la ora 1:10. Nu mulțumim, vă speriați, Bourbon, suntem Verde luni. Plus Decor, Daisy, Sara, Bliss, Brown Coffee, Ham Ciocan, Pensiunea Moldavia, Salonul Modela, Zumba Fitness Club și Club Ponton. Sperăm să ne vedem și luni dimineața. Nu, asta, eu vreau să spun altceva. Sfârșim astăzi. Indiferent dacă vine sau nu vine, noi suntem aici luni. Vă pupăm și să aveți un weekend minunat, plăcut. Fantastic.